Se caută soluții pentru deschiderea cât mai rapidă a circulației pe cea mai înaltă șosea din România. Termenul propus este 1 iunie. Joi, o comisie va urca pe Transalpina ca să verifice starea drumului. Șoseaua nu a fost deschisă din cauza zăpezii, care a îngreunat munca drumarilor. Stratul de zăpadă depășește 3 metri pe unele porțiuni, așa că intervenția drumarilor a fost imposibilă din cauza riscului de avalanșă. Echipa care se va deplasa la fața locului va stabili termenul de deschidere a Transalpinei în funcție de starea actuală a drumului.